Un copil de numai 2 luni în comuna Albeștii de Mușcel a fost transportat de urgență ieri după amiază la Spitalul Bagdasar Arseni din București. S-a luat această decizie de către medicii mușceleni pe trupul acestuia găsindu-se urme de violență. În urma investigațiilor, copilul a suferit un traumatism craniu-cerebral acut cu condiții neprecizate, echimoze multiple ale feței și scalpului mic revărsat structural frontal stâng, hemoragie subcraniană meridiană post-traumatică, însă starea lui este una destul de bună, fiind conștient. Acest caz este cercetat de către lucrătorii Poliției Municipiului Câmpul Lung. În continuare, Poliția Municipiului Câmpul Lung desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele, tratament aplicat minorului prevăzută de articolul 306 din Codul Penal și împreună cu reprezentanții ai Direcției Județene pentru Protecția Copilului sunt în acest moment efectuate verificări la domiciliu din localitatea Albeștii de Mușcel. Vecinii spun că nu au cunoștință despre faptul că cei doi copii ai familiei ar fi fost maltratați chiar de proprii părinți. Nu știu că n-am fost în casa lor niciodată, dar când îl vedeam cu copilul, se purta frumos. Dar ce ați auzit aseară că s-ar fi întâmplat? Păi ce s-a auzit? Am zis că e copilul bolnav, n-am auzit altceva, nimica. Și apoi a venit poliția. A venit, am auzit, dar eu n-am văzut nici poliția. Am auzit că a venit poliția și a întrebat că ce s-a întâmplat, dar eu n-am. Dar... Nu știu, așa e harnic, muncește. Muncește, nu... Muncește să aduce la copii ce-i trebuie. Știu eu ce fi în casa lor, că n-am fost niciodată. Astăzi, polițiștii mușceleni și cei de la Protecția Copilului au fost la domiciliul bebelușului pentru a încheta acest caz. În urma celor constatate, s-a luat o decizie extremă. Copilul care l-am găsit aici este o fetiță de 3 ani și 2 luni și am luat măsura plasamentului în regim de urgență pe dispoziția directorului general. Urmează ca să intre la un asistent maternal, perioadă de până vine bunica care se și îngrija cât de cât de copii și vom vedea în continuare ce măsuri vor fi luate. Referitor la copil, motivele, simple, neglijență și mizerie. Erau îngrijiți copiii din ce ați constatat dumneavoastră? Cel puțin din partea mamei, nu. Tatăl? Tatăl se ducea, dumnealui susține că pleca dimineața la muncă și venea seara. Cine l-a lovit atunci pe copil? Asta nu știm și, ca să spunem a priori, cum s-a Urmează să stabiliți care dintre părinți. E posibil ca bunica să-l fi lovit? Nu.